Păi și într-o zi s-a dus la magazin, a venit beat și a luat benzina să arunci prin casă, mi dai foc tot cu copii. De asta am plecat. Scandal, să mă bată pe mine, copiii să ne dă afară, îmi lua lumina când vrea, nu dădea când vrea. Și-o lua benzina să arunci prin casă, ne dai foc tot cu copii. Am 4 copii care sunt lângă mine și 2 am din altă căsătorie. Sunt mari deja și ei nu mai au nevoia mea. Și am fost căsătorit în România 15 ani de zile, care m-a dat soțul afară cu tot cu copii. Am stat în casă cu chirie, 2 căsi și acolo. După care tot o familie de pocăiți m-a ajutat și am ridicat o casă în curtea lui, că a fost de acord ca să-mi dea o bucată de pământ, fiind eu nu avem drepturile acolo, ca să pot să am un loc de casă. Și el a fost la primărie, a dat semnătură că e de acord să-mi ridice casa acolo. Mi-au ridicat frații acolo, într-o lună și jumătate, eu m-am mutat în casa mea cu totul. După o lună jumătate, m-au lăsat 2 luni de am stat acolo și au început iar să facă scandal, să mă bată pe mine, copiii să ne dă afară, îmi lua lumina când vrea, mi-o dădea când vrea. După și într-o zi s-a dus la magazin, a venit beat și a luat benzina să arunci prin casă, ne dă foc tot cu copii. De asta am plecat, cu tot am decis că nu o să mai putea. Am chemat poliția ca să vină să iei măsuri, eu fiind străin în țară străină, și tot pe mine m-au acuzat că o zis să las gura, că așa mai sunt bărbați, îi mai beau și nu știu ce. Și am văzut că n-am nici un drept la nimic. Am plecat decât cu 2 centuți de hăinuță, la 4 copii, la 15 ani munșiți acolo și adunați. După care sunt și bolnavă, nu sunt sănătoasă. De 6 ani în urmă mi-a descoperit cancer coluterin. Am făcut tratamente multe și am ajuns mai bine. O leacă și mi-a spus doctorii că n-am voie de stres, de nervi, de multe chestii care eu le avem în fiecare zi. Lucram acolo, avem grijă de o fată în cărușor cu rotirii, fiind tot pocăită, și de 2 bătrâni, le făceam curățenie de 2 ori pe săptămână, care mai descurcam eu cu copiii. Pentru mine era mult și nu m-a lăsat nici acolo. N-am putut, a fost foarte, foarte greu. Plecam cu copiii din casă în casă. Făceam curățenie, stăteam câte o lună, 2, mă dădeau afară, iar mă dușeau. Na, fiecare, care o vindeau, care nu mai putea să mă lese. Și tot așa, și am decis ca să vin acasă, în țară, la mine. Am făcut tot posibilul de la împăcălit de mi-o semnat ca să pot să-mi trec copiii, fiind români, fără el, eu nu putem să fac nimic. Și mi-a dat cu greu semnătură și am venit aici, care după aici n-am putut. Sora mea are familie și e ca fiecare, mămica iar la fel. Mi-a găsit casa asta cu chirii, e plecată femeia de aici, în Italia. Și toate lucrurile ei, eu a spus doar să ai grijă și să păstrezi curățenia și stai până o-i vinde-o, că e casa în vânzare. Și dacă găsești o peste o săptămână, peste o lună și o vinde, eu iar rămân pe drumuri. E foarte, foarte greu. Nu știu. Cred că nu prea pot să muncesc, mă mai duc câte o zi, 2 la muncă, mă mai duc la cules, la vii, la pierzi, la și eu mai fost pe aici, așa. O zi trebuie să stau în pat, că nu-mi permite sănătatea. Nu pot să stau mult cu capul în jos, mult aplecată, să ridic greutăți, dar n-am ce faci. E greu pentru copii, mă tărâi pe pământ. Asta e. E foarte, foarte greu. N-am ajutor din alte părți, că n-are șinii. Fiecare au greutățile lor, fiecare... Nu pot pleca, că mi-e frică, i-aș lăsa cu mama mea să plec. Mi-e frică, ferească Dumnezeu, se întâmplă ceva, chic pe undeva, eu ce fac? Rămân și eu departe și copiii mei acasă. Și nu pot. Mi-e foarte, foarte greu. Nu știu, cred că de la boală și asta mi-a afectat de dantură. Am căzut dinții într-un an de zile, am rămas fără ei, s-au format bucăți, scădeu. Cum trag un pic de curent, cum uite așa se face gura, mă doare capul mult. E greu, e greu. Copiii i-am dat aici la școală, la grădiniță. Mă mai duc mai eu pe datorii de la magazin, îi mai dau. Pe urmă mă duc, mai muncesc, mai adun, mă duc și dau. De școală le-am luat rechiziții și asta pe datorii. 2000 de lei am făcut la magazin. Acum cum am mai adunat, m-am dus și am dat la fete ca să poată să-mi mai dăie, că nu-i nimeni dator să te țină.
E foarte, foarte greu. Vine iarna, n-avem lemne, n-avem una, n-avem alta. Nu știu, și azi facem și cum azi facem. Întotdeauna am fost optimist, am zis că să eu să fiu, să nu depinde nimeni, dar dacă nu m-a lăsat, n-am putut. Avem, nu avem de toate, dar strictul necesar pentru copii. Erau casa lor, intrau, ieșeau din ograda lor. Nu le-au permis, nici așa. Beia, făcea scandal, un șâr, țărea la mine la bătaie, îi mai bătești pe ei, mă dădea afară tot cu ei din ogradă. Eu n-având nici un ajutor pe nimeni lângă mine, n-aveți însă țară. Până când am găsit familia care m-a ajutat, care mi-a ridicat casa la o familie, v-am spus, de pocăiți, ei mi-au fost alături până m-au adus în țară. Ei m-au ajutat, ei și încoași ne-au mai trămâs, câte un ban, câte o una, câte o... La dânsul tot e greu, are nevasta în căruț cu rotile, are doi copii la facultate, nu pot să mai depind de ei. Mi-e rușine, nu știu cum să zic. Le mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat cât o putut. De-o ridicat o casă și-o și-o dărmat-o înapoi. M-a dărmat-o că n-am avut autorizații și s-o dus și m-a reclamat și pe colo și pe colo și legea mi-a dărmat casă. Copiii ți-am minte când tăticul era brutal? Tot. Întrebați așa la mic, de multe ori spunea că eu nu lipesc pe tata mea că a vrut să-i dăi foc la casă. Eu nu învăț, el era supărat că eu învăț copiii. Când era în stare de ebrietate, vă băteat? Ce țineți minte așa voi mai grav cum ar fi care a făcut ea pentru voi în familia voastră rău? Când a luat sticla de benzină să plânge acasă. Ați văzut cum a făcut chiar chestia asta? Erau toți, eram la masă. Eram toți la masă. El a venit. Dar el va agresiva, adică vă bătea? Da. O iubiți pe Anica? Da. Vă rugați pentru ea? Da. Ne-ați așteptat? Da. Dar voi vă rugați de urmă? Cum vă rugați și pentru ce vă rugați? Ne rugăm ca să ne ajute să ne cumpărăm în casă. Aveți credință că Dumnezeu o să vă asculte rugăciunea? Da, noi acolo ne dușeam cu dânșii, se dușeau la biserică, îi plăcea. Era aproape de noi, vine-i luam cu mașina și cel puțin aista mic, întotdeauna pleca cu... Am avut vreo câteva cereri care ne-au scris pe Casa de Milostenie că au o casă și vor să o dăruiască cu Eva. Noi nu știm... S-au răzgândit sau nu, vreau să dăruiască în continuare, dar am avut așa propuneri și, nu știu, video dumneavoastră o să iasă peste un timp oricare, că trebuie de înmântat, mai sunt alte familii care au fost înainte de dumneavoastră, dar dacă o să vă rugați și o să credeți, eu știu că Dumnezeu are posibilități. Cineva vrea să dăruiască și o casă, așa că cine știe cum Dumnezeu va lucra sau prin cine va lucra. Și o să vezi și o casă. Și nu numai acasă, o să vezi și masă și toate lucruri. Doar să vă rugați și să credeți în Bunul Dumnezeu. Noi nu avem acum acasă, noi am venit cu mâncare, cu hainuță și poate că am venit și cu un zâmbet din partea Domnului să vă îl dăm. Și să vă dăm îmbrățișare. Da? Mergeți dacă mă controlați să ne ajutați să descărcăm toate bunurile care au fost pregătite pentru voi. Hai să ștergem mamii lacrimi. Hai să o bucurăm că Domnul o iubește. Da? Mergeți? Păi nu prea mai are lacrimi mama de acum. E prea mult pentru mine. Stimați prieteni, această fericire nu ar fi fost posibil fără suportul dumneavoastră și a celorlalți oameni care au renunțat la o parte din timpul lor liber și au întins o mână de ajutor pentru cei care lacrimează din Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult și sperăm că acest gest ceresc va conduce relațiile noastre sufletești în continuare. La o durată mai lungă de prietenie spre slava lui Dumnezeu.
ne rugăm ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească înmiit aici pe pământ și cu viață veșnică în împărăția sa nemărginită. Vă mulțumim că ne-ați oferit posibilitatea de a transmite darurile scumpe dăruite pentru cei lipsiți din Republica Moldova. Faceți oamenilor tot ce doriți să vă facă și ei vouă. În acest principiu se încadrează toate cerințele legii și a profeților. Biblia. Vă mulțumim din suflet pentru toată lumea care mi-a ajutat. Ne ajute în continuare. Ne rugăm la Dumnezeu să le dea sănătate multă, că asta contează și al mai mult. Și să ne ajute și pe noi și pe toți nevoieșii care sunt pe lumea asta. Vă mulțumim din suflet, v-am așteptat cu drag. Și vă mai așteptăm, dacă se poate, și cine vrea să ne ajute. O să fim recunoscători toată viața și o să ne rugăm pentru sănătate la fiecare în parte. Mulțumim frumos tuturor celor care ne-au ajutat. Dumnezeu să le dea sănătate, bucurie. Mulțumim Dumnezeu fiindcă că v-a adus aici așa și ne-ați ajutat. Și mulțumim frumos. Mulțumesc frumos pentru că ne-ați adus mâncăruri, ne-ați adus pixuri, penar și hârtie igienică. Vă mulțumim foarte, foarte mult. La revedere și vă mai așteptăm cu drag. Vă mulțumim din suflet. Faceți oamenilor tot ce doriți să vă facă și ei vouă. În acest principiu se încadrează toate cerințele legii și a profeților. Biblia. Greutățile care le avem, am vrut să mă duc să fac avort. Dar să mai fac un copil, că e greu cu trei. Mi s-a spus la spital. Hotărăște, ori viața ta, ori mai faci un copil și trăiești. Noi, dacă îți facem avort, mori. Gândește bine ce ai de făcut. Și mâine vii la mine și îmi spui. Și m-am dus acasă, am plâns o noapte întreagă și parcă cineva mi-a spus că nu fă prostia asta, mergi înainte, că nu o să fie greu. Și m-am dus la doctor și am zis, doctor, eu am hotărât rețele, imperiești ce s-a întâmplat. Și am făcut și mulțumesc Dumnezeu, după ce am dat nașterea lui, mult mai bine m-am simțit, am început să iau greutate. Era chiar așa de rău și asta. Dar am încăjut mult. La piept am două pereți, tot grele. M-a spus că m-am înăturtat tot și nu fost așa ceva, stoic în jos, nu știu ce s-a întâmplat. Tot foarte greu și așele le-am dus. Scump prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Casa de Milostenie Chișinău. Vă mulțumim de susținere și suport. Chișinău, Casa de Milostenie Moldova. Peste 19.000 de cadouri repartizate în 9 ani de activitate. Următorul clip va fi despre... Primul soț a decedat, a doilea e că cu niște probleme el la Chișinău și l-a închis la pușcărie, mă înșede. Și mie este greu, e că mă mai ducem cu ziua mai... Ce am putea noi învăța de la un copil lăcrimând și totuși legănând o jucărie în brațe? Îmbrățișarea unui copil. Ce mesaj ne-ar putea să ne transmită nouă oamenilor? Dacă un copil are grijă de un cățel flămând, noi, cei maturi și sătui, de cine ar trebui să avem grijă? Dăruind doar o jucărie uitată, ai putea să-i faci un prieten nou unui copil abandonat de tată.
ai putea să-l ajut să călătorească în oceanul dragostei lui Dumnezeu și din nou să se renască. Și acolo ce odată a ajuns, ai putea și tu să întrebi în rugăciune unui copil cu un bun răspuns. Mare îți va fi mirarea, căci acolo Dumnezeu ție îți va întări chemarea. Chiar în momentul acesta potrivit, ai putea să fii un om milostivit, ai putea să te întâlnești printr-un dar nemeritat cu Dumnezeul Cerului în ograda unui copil abandonat.